Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, a aprobat recent deschiderea unei noi sesiuni de cereri de proiecte în cadrul domeniului de activitate, sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor pentru micro din regiunea nord-vest. Valoarea totală a unui proiect, adică suma cheltuielilor eligibile și neeligibile, trebuie să fie cuprinsă între 100.000 de lei și 3 milioane de lei. Pentru a fi eligibil solicitantul finanțării trebuie să se încadreze în categoria micro iar o regulă importantă este ca locația de implementare a proiectului să fie în mediul urban. De asemenea, este important domeniul de activitate al societății care aplică, iar autoritățile pun la dispoziția potențialilor beneficiari o listă cu domeniile eligibile. O altă condiție esențială se referă la vechimea micro-întreprinderii, care trebuie să fie avut activitate cel puțin un an fiscal integral, dar și să fi avut profit în anul precedent datei de depunere a cererii de finanțare. Trebuie menționat că cererile de finanțare vor intra în etapa de evaluare în ordinea înregistrării la organismul intermediar, pe baza unei grile de evaluare al cărui punctaj maxim poate fi de 6 puncte, iar cel minim de 3, 5 puncte. Contractele de finanțare vor fi semnate până la data de 30 iunie 2014, iar durata de implementare a proiectului nu va putea depăși 31 decembrie 2015, ceea ce înseamnă că un proiect va putea fi derulat în maxim 18 luni.